Salut! Eu sunt Rodby și de fel nu obișnuiesc să fac reacții la 5 Gang. Ultima reacție la 5 Gang a fost la sos, cred. În primul rând, oricum îmi iau claim și ăia amărâți 50 doar pe care o să-i fac pe clipul ăsta, nu o să-mi vină mie și să duc la Global. În al doilea rând, mi se pare că de fiecare dată au aceleași chestii și nu prea am ce să zic. Și de fel eu când fac reacții vreau să zic anumite chestii. Dar de data asta chiar am foarte multe lucruri de spus. Dacă cumva e prima oară când ai intrat pe un clip de-al meu, eu fac reacții, dar de fel încerc să spun niște chestii într-un mod obiectiv, să fiu cât se poate de sincer și transparent. Așa că asta o să facem astăzi cu piesa Hocus Pocus de la 5 Gang. Să-i dăm drumul. Și el a fost implicat într-un atent. Și a mașină de 70.000 de euro pe care de altfel aș fi ciocnit-o. Sunt convins, are bani mulți. Și ce este rău? Băi, să dau un pic despre faza cu accidentul lui Shelly, bă, o greșeală că și-a cumpărat mașină de 70.000 de euro fiind începător, era clar, cred că și el era conștient că se va întâmpla ceva odată și odată, chiar și cu experiență, poți să pățești ceva, mi se par ultimii frustrați oamenii care i-au dorit mai mult rău, gen, băi, puteai să mai bine murei și tu sau făceai un accident mai puternic sau așa se întâmplă când sunt bani nemunciți. Nu poți să spui că sunt nemunciți. Oricum, chiar dacă pare că e tot atât de ușor, că scot niște piese slabe, că tot așa și așa. Băi, ideea e că omul, într-un fel, muncește. Oricum se pare ție că vezi din exterior că, băi, e mult prea ușor cum face el bani. Dacă îți se pare așa ușor, fă-o și tu. Băi, pentru mine este rău. Focus, focus, apar banii. Cinstere ca sultanii. Asta e Mădălin care cântă, nu? Stai, hai să explicăm și părțile astea cu... Vedeți, e aici un mic, o mică referință la piesa lui Exploit, Are piele de șarpe. Și ei, cumva așteptăm și noi un răspuns la piesa lui Exploit, avem și noi ceva content în România? Aștept, eu... Doamne ajută să scoți și tu ceva de genul. Sunt cu 5 Gang sus pe scenă, n-am semnal, bro. Dar mă găsești pe coperta Capital, bro. Vorbesc în Forbes, numere am numerar, yo. Am numai plus și înmulțire, n-am egal, no. Mi-a dat becali un pon, să n-am loc de bani în cont. Am zburat cu ea în America de Nord. Vreți să spuneți că toată piesa e despre bani? 4.000 numai în aeroport. Nu am loc în portofel. Oh. Zici că-i casa de pape. Țin banul la suflete. Nu m-am mai satur de el. Ok. Nu o spun cu ură, nu cu nimic, nici ironic. Ți-o spun foarte realist. Partea asta cu aia a fost cea mai cringe chestie pe care am putut să o văd în viața mea. De ce trebuia neapărat să țipe pe versul ăsta și să o dea așa? Adică nu mi se pare tocmai potrivit pentru voi, nu mi se pare potrivit pentru Gami. Bineînțeles, Gami cântă mereu despre bani și asta. Ăsta e personajul lui în piesele 5 Gang. Dar e mult prea mult de data asta. Trecem. Dr. Ben am dat un tur. Ce? Ce scrie pe dosarul lui, că n-am apucat să văd. Pe cât de scund atât de prost? Bă, pe când vorbeam cu Pain și eram tovară și pot să confirm că e un bou, adică na, pretele și tot. Cu de că nu mai suntem prieteni, asta e, se întâmplă. Mă găsești în Cancun, vii peste e ca un taifun, la rata sunt imun. Hocus pocus apar banii. Am viteză mult prea mare, nu mă întreci. Cu băieții mei i-am mai câștigat un meci. Sherry e de mult în 2020. Diseară am rămas să nu plecăm acasă întregi. Că e Crăciunul 5 Gang cu frații pe... Băi, de câte ori am auzit e Crăciunul 5 Gang cu frații pe trec? Băi, m-am săturat în versul ăsta, fiecare piesă la veți. Am făcut un film de cinema, pasă rec. Crăciunul 5 Gang. By the way, vreau să vă văd filmul, sper că e mai bun decât piesa asta și mi se pare că piesa asta... Hai să o ascult și după aia. Cu solul mea petrec, ăștia dau cu hate, încasez ce după ce. Dar am speranțe că filmul e mai bun. Manto nu înseamnă
Atenție, dă bloc. Ok, Abi, hai grijă. Ah, stai, că nu-i de doar la Abi, că vedeam pe TikTok-uri aia cu celebrity, blog by celebrity check și toată mea o punea pe Diana Condurache for el, adică, cred că te ofensezi cam tare, adică, cu toții primim înjurături, hai să fim serioși, și cu toții avem oameni frustrați pe Instagram care ne înjură, chiar și dacă nu sunt oameni populare, tot vine unul și zice ceva de tine, dar nu cred că trebuie să dai blog la oameni că și exprimă, chiar dacă e ură, frate. N-ar trebui să te intereseze atâtea oameni care te susțin, poți să accepti și niște oameni care nu te susțin și te urăsc, adică eu nu cred că am dat blog nimănui vreodată, am atâtea înjurături și pe YouTube, le citesc unor, le dau și inimă. N-ar trebui să te afecteze, adică ești obișnuit cu asta, treci prin asta zilnic. Ia auzi-l pe Red. Adevărat, bă, e adevărat ce spune Red Coy, e atât de adevărat. Deci de fiecare dată, auzi de bani, poftim, clip despre bani, numai bani. Și vezi tu, problema e că, bă, Shelly, știu că te mai uiți la clipuri. Și ți-o spun într-un mod foarte obiectiv și, na, e o critică, sper că pozitivă, pe care poți să asculți. Ai un public de copii. Asta o știi și tu și ești clar pe targetul ăsta, pentru că ei vin la concerte și ei sunt cei mai interesați în muzica ta. Vrei să-i educi doar să fie plin de bani, să fie lipsiți de moralitate și tot ce e important în viață să fie banul, să fie mulți după bani? Vreau să aud numai copii care vorbesc despre bani? Asta vrei și tu, Shelly, pe bune? Adică îți place cum, nu știu, influențezi copiii să... Da, corect, toată lumea ar vrea să aibă bani și ar trebui să aibă bani, dar nu cred că ăsta e scopul final, să îți lași moralitatea și, bă, să avem bani. Adică eu nu vreau să aud copii care îmi cântă cu Hocus Pocus, vin banii și câți bani am și alte chestii. Bro, ai o comunitate de copii. Piesele tale mi se par complet pe lângă comunitatea ta. Adică ăștia nici măcar n-au bani, au... sau pe banii părinților și mai primesc o dată 50 lei să-și cumpere chipsuri de la magazin. Nu cred că la 12 ani își cumpără Gucci, care ar fi mai nasol de atât. Bro, să-i pui partea lui Red și apoi să spună pain asta. Nu poți să iei gagica lui Red, adică știu că e ironie, dar e ironie foarte de prost gust. Penuțul lasă mult ciubuc, bro. Eu nu-s fraier să mă țină sub papuc, no. Fac bani, zici că-i tip părăi. Niciodată nu mă opresc. Îi sparg că-i înlocuiesc. Să mor de te minciunesc. Ok. Prea talentat pentru trupa asta. Asta aș fi zis despre Exploit, adică mă bucur că a ieșit, că avea cu totul și cu totul alt vibe față de voi. Și mi se pare cel mai bun split între voi și Exploit, pentru că se vede că erați pe alte vibe-uri. Voi vreți banii, Exploit are alte idealuri. Dar Mădălin mi se pare destul de comercial și destul de potrivit pentru voi. Adică, na, așa pare. Eu știu cum să o fac să alerge, Mădălin fine rege, ce se petrece, ce se înțelege. Tu faci un băț, eu 10-10, haterii zât, lasă să plece. Nouă decât să mă judece, nu-i ascult, fiecare alege, ce le dau eu, se subînțelege. Dau tare în timpan, ca un sultan, ce stele oriunde, nu stau pe Maidan. Bă, Mădălin e bun, cântă bine, n-ai ce spune, n-ai ce să reproșezi. Ales, sunt vegetarian, pap, numai banii, că sunt mare fan. Nu mă grăbesc, am mare plan, să fiu cel mai bun, să pun banul pe ban. Mă vezi la TV, mă vezi în cancan, hâți, John, ca Dorian. Dorian Popa. Ok, cred că asta e tot. Mă rog, și după aia o să vină probabil ceva despre film sau... Da, în final vreau să zic că... Băi, la sos v-am lăudat, să mor de n-am spus de piesa aia că e șmecheră. Dar asta nu-mi place, efectiv. Poate nu-i pe vibe-ul meu și e ceva pur subiectiv... Poate asta îi părea mai unei mulțimi, dar mi se pare
complet pe altă lume piesa asta față de ce ați mai scos voi. Bă, Scuze a fost ok, Sos a fost numărul 1. Bă, da, piesa asta mi se pare chiar nasoală. Adică, na, aveți și un rating de 10% de dislike-uri, ceea ce nu prea se întâmplă la început pentru voi. Dar probabil și din cauza certurilor voastre cu oameni, nu știu ce să zic, dar piesa nu mi se pare atât de bună și mi se pare cea mai repetitivă piesa voastră. Efectiv, în piesa asta e vorba doar și doar de bani și câți bani faceți voi. Red, nu mai spune nimic că-ți răcești gura de pomană, mă jur. Deci, băi, în loc să îi dai păstă nasul lui Red să zici, bă, uite, am scos o piesă care nu e despre bani și femei, faci o piesă în care vorbești doar de bani și îi dai așa un sneak diss lui, mă rog, eu o ironie, nici măcar nu e sneak diss, vorbesc prostii, lui Red cu faza cu femeia și cu asta. Nu e deloc haz, dacă trebuia să fie haz. Ce pot să zic? Nu-mi place piesa? Nu că aveam așteptări prea mari, pentru că ne-am obișnuit deja cu piesele Five Gang, dar e, mi se pare mai jos de ce scoteați voi. Și nu din punct de vedere că aș putea face eu mai bine sau altceva, dar din ce am ascultat până acum, din punct de vedere a unui ascultător, să zic așa, cum am ascultat piesele. Mi se pare mai slab decât ce a scos voi până acum. Adică pe alt vibe, sau poate pentru că e alt vibe, nu sunt obișnuit cu el și nu-mi place. Nu înțeleg arta, să zic așa. Da, bine, cam asta ar fi ce am eu de spus. Eu am fost Rodby, asta a fost clipul. Succes cu filmul, sper că e mai bun decât piesa, că piesa e, nu,